Eu și domnul Cibașencu am avut întâlnire cu secretarul general al Consiliului Europei Jagland. Noi am venit cu articolul lui Jagland din 2015 din The New York Times, acolo unde el dezvoltă termenul statul capturat, dar vorbește în condițiile politicului moldovenesc din 2015. Acum acest termen al lui Jagland a devenit și mai relevant, contextul politic s-a înrăutățit considerabil și ceea ce avem în regimul mafiot Plahotniuc de fapt nu are nimic cu acele trei valori fundamentale ale Consiliului Europei, cum este democrația, statul de drept și drepturile omului. Am reiterat poziția noastră că intenția de a modifica regulile de joc electoral îl avantajează doar pe Plahotniuc și în acest caz, dacă se modifică cum vrea Plahotniuc, atunci există riscul transformării Republicii Moldova în Coreea de Nord a Europei de Est. Am vorbit ce înseamnă statul capturat pentru partidul nostru și pentru liderul partidului nostru, Renato Usatăi, adică cum Plahotniuc folosește instituțiile de drept pentru a se răzbuna și a teroriza concurenții politici inconvenienți, să spunem așa, cum este Renato Usatăi. Am vorbit despre vizita cu colegii de partid la Strasburg o lună în urmă, atunci când am discutat cu colegii lui Jagland despre modul în care regimul Plahotniuc terorizează aleșii locali din partea partidului nostru, primari arestați, controle, șantaj, borsecele lui Plahotniuc care cutreieră țara și șantajează și uneori și cumpără primari. Toate aceste probe demonstrează că situația este una alarmantă. Dacă privim ca și Jagland prin prisma statului de drept, a justiției independente, în regimul Plahotniuc nu există astfel de valori. Am menționat faptul că Moldova trebuie să rămână sub monitorizarea strictă a Consiliului Europei. Am spus despre marele protest cetățenesc care se preconizează pentru 11 iunie și evident că acest protest demonstrează că nu există consens și de fapt există o rezistență majoră față de planul diabolic pe viață și pe moartea lui Plahotniuc să modifice regulile de joc electoral. Nu, dumnealui doar a ascultat, ne-a mulțumit că am acceptat invitația lui. Când am fost la Strasburg, vă spun un mic secret, am fost de 3 ori, am scris vreo 10 scrisori să ne primească, am fost de 3 ori la biroul lui Jagland și de 3 ori secretarele ne-au spus că este ocupat. Bine, era sesiunea de primăvară și este într-adevăr un om foarte ocupat. A treia oară ne-a spus că să avem răbdare, că va veni la Chișinău. Iată și ne-am întâlnit cu domnul Jagland la Chișinău, dar cel mai important, ieri, pe tot parcursul zilei, am monitorizat foarte atent ce a spus Jagland în public, a spus că, da, termenul stat capturat îi aparține și mai este relevant, dar nu am menționat public, din considerentele cutumii diplomatice, de cine este capturat. Noi am spus direct de vreo 20 de ori, așa ca să facă 20 de notițe, de cine în Moldova este capturat statul. De fapt, le-am spus că Plahotniuc este, de fapt, stăpânul statului Republica Moldova și majoritatea parlamentară este proprietatea lui Plahotniuc. Acolo, în Parlament, în consilii locale, prin șantaj, prin corupție politică, acest personaj excelează și face totul ce vrea. Iată, aceste lucruri le-am explicat. Eu vreau să cred, eu și colegii mei, că într-adevăr am reușit să transmitem mesajul. Am văzut de dimineață reprezentanții societății civile, unii care sunt implicați în acest protest cetățenesc. Am văzut și alte partide extraparlamentare în agenda discuțiilor cu domnul Jagland. Foarte mult sperăm să fim auziți, pentru că situația cu democrația, statul de drept și drepturile omului este una chiar deplorabilă în Republica Moldova și dacă într-adevăr aceste instituții țin mult la aceste valori, trebuie prin canalele și instrumentele pe care le au să intervină. Noi pe intern ne mobilizăm și protestăm pentru că cetățenii Republicii Moldova au doar un singur instrument legal, pașnic și democratic, să confrunte regimul mafiot
tâlhăresc banditesc al lui Plahotniuc.